Salve, dudes, și bine ați venit la un nou episod din Farmers Life pe Barbă Neagră. Fraților, avem o nouă scrisoare. Înainte să o citim, să vedem despre ce este vorba. Ei bine, eneba.com, locul unde vă puteți cumpăra jocuri foarte, foarte ieftine. Au băgat acum, sunt și ultimele jocuri apărute. Au chiar și Taxi Life, un joc nou apărut, simulator de taximetrist, basically, a cărui activitate se petrece în Barcelona. Arată foarte realistic harta. De asemenea, fraților, au și Expeditions, tot pe eneba.com, la niște prețuri foarte, foarte bune. Linkul este în descriere, unde avem de asemenea și o colecție cu toate simulatoarele prezentate pe acest canal. Acum hai să vedem care este treaba cu această scrisoare. One must admit that you have a talent for distraction. Instead of ruining your life, you beautify the area. But that's not what I wanted to write about, but about crops. Your father had a great hand with plants. What he planted grew beautifully. He would be glad to see that you also have this gift. You have a farm, but are you a farmer? Se pare că... Gotcha. Se pare că îmi dă o nouă misiune în care ar trebui să farmez, deși eu sunt deja pe drumul ăla. Ia să vedem mai exact ce trebuie să facem aici. Prove that you are fit to be a farmer. Onion, peas, cabbage, carrot, tobacco, octombrie, noiembrie, decembrie, ianuarie. Nu putem să punem acum, putem să punem în primăvară și putem să le punem pe toate. Păi, mă, că nu e greu, ce ai, putem să le facem pe astea foarte, foarte ușor. Trebuie să omor de asemenea și o căprioară, dar înainte de toate, o să mai aprind un pic lumina, că se pare că în dimineața asta avem puțin înnorat cerul. Ne apropiem de iarnă, am intrat în toamnă acum, o să mânc o leacă înainte să mă pun la treabă și cu o zi înainte am omorât și cine a urmărit live-ul de ieri știe că am omorât doi urși și avem o grămadă de fructe. Fructele le-aș cam vinde, ia să vedem, mai avem aici două, avem două ouă pe partea, avem și niște ouă, that's bueno, avem de asemenea și niște mâncare. Dar trebuie preparată, trebuie să facem niște fried fish. Mi-ar plăcea să am la mine, frumos. Asta se face în 15 minute. Trebuie să fiu cu ochii pe el să nu se ardă. Până una alta, hai să vedem aici în depozit. Avem 88 de ouă cu celom astăzi, o să mergem la vânzare să mai facem niște bănișori. Avem 8000 de marafeți și vindem de asemenea și carnea asta de pui de aici. Băi! Lucrurile arată foarte bine până acum, pentru că, fraților, astăzi facem și cultura cea mai mare de cartofi de până acum. N-am mai făcut una și știi ce? Ia să punem noi și să vedem dacă merge și un pic. Oh, merge, superb! Cafea! În ultima perioadă am cam consumat cafea în joc, să știi. Deci mi s-a părut mie că are nevoie. Deja după ora 9, așa, 9 seara, am văzut că Casimir cam vrea să tragă pe dreapta. Și așa că mai dau niște cafea din când în când. A, știi ce mai aveam? Ia stai să văd. Aici nu mai avem niciun chicken, nu? Că le-am luat pe toate. Da, ok, suntem bine. Deci am terminat cu munca aia. Acum, hai să luăm astea de aici. O, pe toate. Se pare că mai trebuie să mai mănânc. Cu energia suntem pe bine sus. Atât vroiam. Hai să mergem la puicuțe aici. Puicuțele în momentul de față nu sunt într-o stare like optimă. Din simplu fapt că mi-au murit multe. Pentru că o să iau și să le dau și niște mâncăriță. Mi-au murit din cauza că, evident, li s-a dus timpul. Li s-a scurs viața. Și au trăit-o până la maxim. Ia uite aici ce avem, ia. Bă, avem mai multe ouă. Deci se pare că au cam... What? What? No. Trebuie să mă scap de fodor, că din câte observ, este prea mult. Ok, hai că m-am și scăpat. Am pus direct într-un troc tot fodorul pe care l-am avut. Mâncarea de pui. Mă așteptam să o împart un pic, dar nu, se pare că încape foarte, foarte mult. Dar să știi că de când am luat trocurile astea extra largi, am mai avut probleme. Dar am și uit uneori să pun mâncare, ia uite, mai am unul. Deci, bă, îmi ține cam 3-4 luni undeva pe aici. Mi-a plăcut maxim treaba asta, că nu mă stresez, știi ce zic? Pe ăștia mai luăm 1000 și ceva, deci suntem bine de tot. Și cred că... astăzi facem cei mai mulți bani decât am avut noi vreodată în seria asta. Deci, dă departe. Mai au și ouăle astea. Am luat 7. Wow. Deci, e cel mai mare număr pe care l-am luat până acum din acele cotețe. Din ăsta știu tot timpul cam cât iau. Nu este chiar așa o surpriză. Și cu ce mai avem? Avem aproape 200 de ouă pe care le vindem. Și asta nu e tot, bineînțeles, că înainte să mergem la SAF să vindem ca berilii. Uite, aici nu mai avem mâncare, vezi? Deci pe seara trebuie să vin musai, să vin să dau de mâncare la legioane. Tu ce faci, mai crezi cu mare?
Ești bine? 38%. Asta mai trebuie să se mai îngrașe un pic. Haide, faceți-mi loc. Să nu vă prind. Așa, mă, fraților, și acum o să avem așa. Eu o să pun probabil. Hai să le punem pe astea aici dacă în cap. Nice, 188. Frumos, frumos. Aoleu. That is very bueno. That is very bueno. El tractorusul. Hai să băgăm niște motorini benzin. Și acum ducem pe recoltare. Unde am pus eu recoltatorul? Uite la aici, baby. Am verificat cartofii, sunt gata de a fi recoltați. Deci vă dați seama, acum o să curgă cu saci. O să și păstrez un pic ca să facem ceva whisky, ceva moonshine whisky. Și restul, puhuu! Pe vânzare, agriculturation, let's go! O să merg cu antea, că na, antea este în regulă. Avem toată zona arată din față, plină de cartofi. Ia uite, out! Hai să punem jos pe ăsta. Nice. Și luăm așa din capăt. O facem cum e în Farming Simulator. O facem relativ în cazul ăsta circulară. Păi cel mai bine. Da, uite, avem primul sac. Avem 280 de cartofi acum aia. Hop, 280. Mă, ce vorbim? Deci o să scoatem mii și mii de cartofi în această plantație. Uite-te și cât de mare. Deci, de departe, cea mai de câștig plantația mea. Ce pare rău și nu până aia, adică nu-mi dau seama cum aș putea să fac, nu cred că se poate face. O, ceva, nu știu, un depozit, un alt beci, un ceva de depozitat, am nevoie, pentru că toți cartofii ăștia, adică eu nu, aș fi vrut doar să vând jumate și jumate se păstrează sămânță pentru la anul. Să pun în primăvară, dar așa trebuie să mă o să cumpăr. Ceea ce nu e rentabil. Din moment ce eu am semințele, ce să mă mai cumpăr, știi? Cumva jocul mă obligă mult, mult de tot pe treaba asta și nu prea îmi convine. Că eu depun totuși un efort aici, aș vrea să lucrez cu ce am eu, știi? O să mă uit să văd pe la building, dar... dacă era ceva, vedeam până acum. Pentru că m-a mai interesat, nu e prima dată la care mă gândesc la chestia asta, știi? A, și niște neapărat să nu intrăm, nu trebuie să intru în iarnă, fără lemne de foc. Deci alea sunt extraordinar de importante în momentul de față. Abia dacă mai avem, așa, deci am băgat eu în inventarul distilăriilor și al cuptorului meu, dar în rest, al sobei, în rest, pe jos sau ceva depozitate, nada, nu mai avem nimic. Deci trebuie mult mai mult să rezolvăm această situație. Așa, mi-a mai rămas acolo, se pare, nu știu acum mai în cap printre saci ăștia. Deci, mașina se iau mult, îți dai seama. Nu e surpriză pentru mine că am luat mult, evident. Dar, da, nu s-o obișnuit cu acest gust de bani. Acum văd și eu ce înseamnă să fii magnat. Ce s-o culesc saci ăștia? Văd că pot să-i împing. Păi și de aici scoatem, doamne, deci numai din fâșia asta mică și ai câteva mii. Poate nu câteva mii, dar ai suficient, ai peste 2000 cu siguranță. Așa. Deci nu mai duc la urșia, îți dai seama pe care am killerit. Bun, o să ridic aici combinuța. Aici și dacă mai rămâne vreun smog sau ceva, vă dați seama că nu mă mai stresez. Dar am învățat ceva. Tot terenul ăsta acum trebuie dublat. Deci cât e el de mare, uitați-vă și voi că nu este chiar atât de mare. Ați curios, dacă punem în semănătoare cartofi, oare se strică? Și mai sunt curios de o chestie. Dacă plantăm în decembrie, putem recolta în aprilie cumva? Am niște întrebări de astea, deci sunt tare curios. Dacă face cineva treabă cu cartofii, sunt curios cum manageriați stocarea lor. Că eu pot să bag doar 280 în cămară, în beci, practic. Nu în cămară, în beci, pentru că în cămară se strică dacă bagi. Și atâta. E literalmente un sac, că mai am și alte lucrușoare mici acolo de băgat, știi? Încă o chestie. Hai să mergem să vindem. Adică să vindem. Să iau la mine ouăle și carnea. Carnea se pare că nu mă mai lasă să o bag. O să iau ouăle și le pun aici, pentru că o să vând direct cu tractorul, direct din remorcă. Bă, cred că putem să-l punem și așa, uite. Aia zic, frumos. O să trec și pe la băiatul cu carne, că n-am ce să fac eu cu 24 de pulpițe, de-astea încă mai am niște lucruri pe acolo. Ouăle astea 20 o să le păstrez. Mai fac niște ouă fierte și o să mai am nevoie. Acum chiar o să mănânc unul și iau și o cafeluță, ca să avem noi energia
la maxim. Pasea un 2, 3, 300 cred că luăm pe astea de puicuțe, știi, pe aripioarele alea. Măi, cine știe ce. Da, măcar nu mai ocupă spațiu acolo. Luăm, nu dăm, știi? Asta mă fericește. Așa, lucrurile astea sunt de băgat în cămară. Acum o să merg pe aici. Uite, așa. Și o să închid. Hai să închidem laterala stânga. Și acum, fraților, da, deci 250 x 250. Bum. Facem un pic de basket. Aia facem. Hai să vedem câți bani luăm pe toate astea. Sunt tare, tare curios. Pentru că da, implică foarte multă muncă. Trebuie să ari. Acum noi, pentru că avem deja a doua cultură, nu suntem cu fertilizarea la maxim. Deci dacă ne uităm aici, putem vedea un galben, ceea ce înseamnă că o să trebuiască să fertilizăm. Și o să facem asta. Am suficient de mult fertilizator. Nu este o problemă. Problema este mai mult de muncă, că va trebui să pierdem jumătate de zi sau poate chiar mai mult pe treaba asta, știi? Dar după aia iară două recolte, nu ai treabă, stai pe spate. Hai să mergem un pic mai încoace. Și cred că este prima dată când am umplut și o remorcă. N-am avut-o până acum niciodată așa. Deci, fai, e super tare. E deja la jumătate aproape remorca. Uite-te și tu. Da, de aici se vede clar. Mamă, ce tare. Gata, tati, ce să mai. Oho, și încă mai avem. Oh, wow, man. Cum sunt partea asta? Hața! Mamă, și aici patru saci. Jesus! Ce să mai? Ne întâlnim direct la SAF să vedem cât strângem aici. Cam atâta, fraților. Mai am aici un picuț de spațiu, dar nu l-am umplut din cauza că am preferat să las cartofii ăștia pentru moonshine. Deci trebuie să facem. Avem 250 per sac. Avem 500, 1000, 1250 și cu 90 cât aveam pe aici, 1340 undeva pe aici de cartofi pe care o să încerc să-i transform în gen materialul de făcut moonshine ca să am să fac pe iarnă. Eu iarna trebuie să am o activitate pentru că nu pot să fac agricultură. Ne făcând agricultură, automat prefer să fac bănișori prin business-ul meu de țuică. O să mergem la Southgate. Vedeam că trebuie să mai... Da, mă gândeam la că mai, poate mai e ceva de vânzare, dar nu mai e nimica. We are Guciandos, let's go. Aia zic. Bun, în primul rând, pentru că sunt la băiatul ăsta, hai să vindem, ce să mai, un pic de cărniță. Și după aia mergem la Maria. La unde vom vinde bine. Aici, closest cart, 24, 840! Nu mă așteptam, așteptam la un 300 de euro, ceva de genul ăsta. Deci pregătiți-vă, pentru că este cea mai mare sumă de bani pe care am avut-o până acum în jocul ăsta. Deci eu maxim am apropiat, am făcut în live-ul trecut 11.000, dintre care am mai plătit niște lucruri, am acum aproape 9.000. Asta pentru că am făcut misiunea cu bombele și a trebuit să cumpăr grenade. Grenade nemțești și rusești. Și acum, cu toată remorca asta, mă duc la Mariah. Ce tare. Deci mama, deci am așa o satisfacție pe treaba asta. Trebuie să-i fac poze aici, pentru că nu se întâmplă foarte des să fac chestia asta. Ce zici, fată? Ce zici, fată? Uite cum se uită la mine așa frumos. A? Zic. Hai să vedem. Hai să vedem cât. Mamă. Aleu. Bă, oameni, mă, avem 6700 de cartofi și 200 de ouă aproape și ne dă 21.000 de biștari. Aproape, adică literalmente am banii să mă căsătoresc cu ea. Urmează treaba asta. Păi poți să faci asta anual, da, muncești o grămadă, da. Like, despre asta e vorba. 30.000 de euro în joc. Wow. Wow. Poai de capul meu. Înțeleg de ce zâmbești așa. Așa este. Aici la soare să te trag în poză. Da, așa. Ia să vedem. Nu știu dacă mi-a luat poza bine. Cred că da. Cred că da. Bun. Cât de tare. Cât de fucking tare. Let's go. O să merg la stand, dudes.
pentru că vreau să... Op, aveam ceva în inventar eu? Da, nu am nimic de vânzare, am și peria după mine, se pare. O să dau un pic pe vițel și pe văcuță. Așa, mă, tata, mă. Opa! Ce zici, Tanule? Ești bine, tati? Mai ai ceva pe aici ce mă interesează pe mine în afară de motor în benzină? Nu prea mai. 44. O să mai las acolo un pic și aici din 60. Hai să le punem pe astea direct în remorcă. Ce frumos, ce frumos! Și o să mă iau de la asta niște motori în benzină pentru că toți sunt aici. Îți dai seama că acum dau din bani, adică, dar, adică e ușor să arunci cu bănijorul. Ne întoarcem așa, am luat bunuri maxime. Gata, frate, să știu că n-am probleme niciodată cu motorii în benzină. Tu ce zici, Mani? Fancy smoke? Hai să mai dăm ăștia o... Cu ăsta am făcut întrecere, deci... acum, nu știu, să vedem. Se pare că, cred că după ce fac agricultura ca și misiune principală, după aia probabil o să-mi dea și mie tractorul cel mare. Contracts made... Asta nu știu ce înseamnă, dugout. Am dat 5.000. E posibil ca dugout să fie beciu? Eu în beci puteam să bag 300. Mă duc acasă acum să vedem care este treaba și am dat pe ăsta 5.000. Come back for new contracts next year. Deci a expirat contractul pe anul ăsta. În regulă. E în regulă. Nu mă periclitez. Avem noi 25.000, dar hai să vedem, pentru că dacă mie mi-a mărit aici capacitatea la beci, nu că s-a meritat, s-a meritat maxim. Deci, șmecherie de șmecherie. Și apropo, o să mai luăm tractorul ca să mergem să luăm puicuțe. O să beau și niște apă și mai mâncăm o leacă. Ne regrupăm un pic după atâta muncă. O să dau și motorina jos. Și acum, deși voi că sunt și eu mai calm așa, adică sunt și eu om cu bani. Uite, mai am și 22 aici. 22 de fructe. Astea nu le-am vândut. Le strângem, le nebunim. Astea mi se pare că la Tadeus erau bune de vânzare, dar deocamdată le ținem aici. Și da, așa este. Sus, dacă vă uitați. Aleluia, aleluia, aleluia. 1000 spațiu. Pot să mai dau 5.000 ca să-mi bage mai mult? Îi păstrez pentru la anul. Mamă, cât de tare, cât de tare. Deci acum avem zona asta, beciul, mărit. Și zic că vreau să achisez un beciu mai mărit, de foarte multă vreme, bă! De mult vroiam. Dar nu am avut până acum bani. Că 5.000 de biștar, 5.000 de coco, nu e așa ușor de fabricat. Bun, acum avem o grămadă de motori în benzină și pe astea vreau să le pun la îndemână, o să le pun aici. Pac. Nice. Vreau să le văd tot timpul, știi? De asta le-am pus aici. Așa, o să le iau și pe astea de la fântână. Opa, nu mai merge, se pare. 46 este maximum. Așa, le punem și pe astea aici în continuare. Bun. Așa îmi place, nu știu, și în Minecraft eram la fel. Îmi place să am resurse. Când am bani, dau pe ele și în realitate eu fac la fel. Adică când am bani, îmi iau mai multe de șervețele, mai multe de hârtie igienică, mi-au multe să am, știi? Și așa, practic, o perioadă mai mare, nu mai stau cu grija lor. Tare sau ce? Acum, ia să vedem aici. Nu știu exact cam câte puicuțe am, dar din moment ce o să mai moară câteva. Băi, și vopsea, deci trebuie să iau și vopsea. Și un pic, cred că două puicuțe, ceva. Că au fost cam pline pe aici, sau cam înmulțit între ele, știi? Deci... ești în fain din punctul ăsta de vedere, mamă, trebuie să vin pe aici să pun și fodor. Ia să punem noi fodor acum, cât e ceasul? 12.42, ok, avem timp suficient să le facem pe toate, nu este cu stres. 31 fodor, 1, ce mi-ocupă spațiu? Ok, am mai rămas foarte puțin acolo. Și aici mai aveam de pus 29, 27 intră, ok. Și curățenie în grajd. Totuși, ăsta este grajdul meu. Like, în momentul de față e vai mamă, deci vai mama lui. So, hai să-i dăm aici, că nu mai avem deloc. Iar aici mai am 8 fodor, o să-l punem și pe ăsta. Cu merele stau eu prost, dar o să mergem puțin pe la Tadeus, să vedem care este treaba. Sunt curios dacă la Tadeus avem merele alea. Toată lumea zicea, băi, ia merele de la Tadeus la sfârșit de vară. Acum suntem la sfârșit de vară, uite, avem și fân aici, o să mă duc să duc la vacă. Că avem și vițelul, care mâncă și gura lui. Și hai să vedem, os, dacă merge treaba.
Aici o să pun fânul. Se pare că mai aveam fân. Pe restul cred că am să-l pun aici, să fie super apropiat de... de iesle. Este? Și aici trebuie să strângem neapărat căcatul ăsta. Literalmente e căcat de vacă. Pentru că urmează la anul o fertilizare. Așa că cu cât mai mult, cu atât mai bine. Stai așa că nu vreau să-l rănesc pe ăsta. Se pare că cumva s-a blocat aici, fii atent. Hai să facem așa. Gata, hai că a mers. Bun, 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 bun. Super! Mai avem și acolo între unul. Oare pe aici pot să fac așa? Nu. Lol, s-a lipit pe lateral. Nu știam chestia asta. Interesant, interesant. Mai avem, cred că mai am pe interior. Pe aici nu mai văd nimica. Ceva pe aici pentru că călcam eu mereu în el. Aha, aha. Avem chiar două. Pot să iau două. Dude! Acum am descoperit treaba asta. Ajutare. Deci, de când am luat acest furcoi mai mare, viața mea s-a schimbat. Este mult, mult mai rapid procesul. Foarte drăguț. Deci, avem aici vopsea. Avem o puicuță, două. Cam așa. Avem și ceva trofee de vândut. Bă, pe astea o să le las momentan aici. Și de asemenea trebuie să-mi iau niște sticle. Sau, pentru treaba asta, da, o să mergem tot cu cât mai are. 14,3 litri. La mine nu mai am nimic. Hai să mergem să luăm un pic de motorin benzin la mine, pentru că nu-mi place să rămân pe zero. Avem 6 și încă 10. Ia să vedem. Așa. Ouăle. Și toate cele. Da, hai să luăm fructele. Hai să le luăm. Da, pentru că o să fac totul din cartofi. Am foarte, foarte mulți cartofi. Și din prima o să trecem pe la Tadeus. Îi dăm astea. De asemenea, stai puțin. Da, mergem la Tadeus, vedem și merele, luăm și, nu cred că mai merge, iunie și iulie și august sunt pentru miere, nu cred că mai avem de miere, dar nu mai avem de miere, din păcate. Dar, doesn't matter. Ce zici, fată? 550. Să luăm merele lui Tadeus sau să nu le luăm? Ia să vedem aici. Păi nu sunt făcute, sau sunt trecute, nici nu știu. Suntem în octombrie. Poate mai încolo? Nu știu. Poate n-am fost, era asta vară. Na. Am avut altele pe cap. Multe altele pe cap. Moonshine. Deci ăsta... Stai. Can you check? Ah, și lui Reis. Cu ăsta nu m-am întrecut. Deci pe ăsta nu mai am. Înseamnă că mai are doamna ceva misiuni. Nu mai are. Vorbesc ei în latina lor și doar atâta, din păcate. Și hai să mergem și pe la marketplace. Nice. Acum, de aici n-am ce să dau. Vreau să mai iau niște gloanțe, plătești și electricitatea, plătim aici întreținerea. Da, dăm niște de-astea. Ia să vedem aici. Un butter poate nu ar strica să am la mine. Da. Până una alta. Dă-mi încă 27 de astea, am făcut 55 de gloanțe pentru că eu folosesc. Mamă, dar nu pot să plătesc pe cineva să mărescă și mie inventarul? Mama, asta ar fi o genială maximă. Ia să vedem. Permisiones. Și avem așa, îi plătim 162 de biștari. Și o să luăm o chestie de pădure cu siguranță mai încolo. Dar trebuie să gândesc foarte bine ce-l iau, pentru că nu pot să iau așa. Trebuie să văd dacă mă bag pe forestry sau chestii ca astea, știi? Așa, ce mai vreau de aici sunt sticle. Păi rotetura, dar tu nu ai sticle. Ai 30, dă-le pe toate. Aia zic. Bun, acum, stai așa că nu am terminat treaba. Vreau să iau și ceva păsări. O să iau 3 dacă are 3. O, are. Știi ce? Hai să luăm 2 păsări. Ce? A, nu mai am spațiu. Ok. O să vin cu tractorul. Cel mai bine. Punem aici în spate. Ce mă ocupă? Cred că... astea mă ocupă. Bidoanele. Let's go! Facem aici la dreptuța. Ai! A dus naibii. Dar lasă-l așa că după aia doar mă teleportez cu el și atât. Așa, vreau două găini și un gogoș. Ce zici mă acolo, mă, nu mai vorbi atâta.
Așa, mai întreba ceva, deci avem astea aici, de la fodor mare am luat, astea sunt pentru oi. Mă, aici nu cred că trebuie să mai bag, o să ne băgăm la anul, la oi și la un țarc nou, o să vedeți voi că am planul foarte, foarte mare pentru o grada asta. În momentul de față am fost foarte preocupat și uite că mi-a ieșit treaba, să fac bani. Și acum cu investițiile astea pe care le-am mai făcut acum, o să ne fie mult mai ușor ca la anul să depășim, să ajungem la 50.000 de euro. Și o să-i dăm și bice cu însurătoarea, deci suntem bine, bine de tot. Până una alta mai am niște treabă pe aici de făcut prin curte, o să iau tot whisky-ul ăla sub formă de cartofi și îl transformăm. Am foarte mulți saci ce trebuie să mutați de asemenea, așa că urmează, ia uite, am stat și cu lumina prinsă, mă, că eu îmi permit. De asemenea, toți sacii pe care îi vedeți aici, mai am ceva care mă deranjează pe aici, 35, nu, e în regulă. Avem sfeclă pe care trebuie să o mut pe toată ca să fac zahăr, mult, 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 mult zahăr trebuie. Mamă, decât 27 deodată. Și aici o să trebuiască să punem multă apă, multă, mult. Deci orice mult, știi? Pentru zahăr, din păcate, avem nevoie de foarte multă apă. Sau o să mă mai încetinească și chestia asta. Gata, water required, ce spuneam. So, facem pasta așa rapidă, jap, boom, și acum îi dăm și sugar from beets. Adăugăm multe ore pentru că eu în continuu aici voi face în momentul de față zahăr și după aia trec la prelucratul din cartof să facem, mă duc multă noapte și o să dorm pe zi puțin și dau mult, mult, mult cu cafea. Până data viitoare, un like ar fi maxim apreciat la acest clip și m-am salutat. Pa, pa! The sexy smile, looking for